dacă în urmă cu aproape 20 de ani în județul Hunedoara existau peste 270 de cabinete cu specialitatea medici de familie, acum numărul acestora a scăzut la 190, a declarat pentru Hunedoara unul dr. Anachi Șerban, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Familie din județul Hunedoara. Mai grav este faptul că în locul medicilor care s-au pensionat sau au acceptat oferte din Franța sau Germania, nu vine niciun alt medic. De aici și situația dezastroasă din județul nostru. Partea cea mai proastă este că sunt foarte puțini. Sunt foarte puțini, iar județul Hunedoara într-o situație disperată în ce privește medicii de familie. Se pensionează oameni sau nu se pensionează, sunt foarte mulți care lucrează peste pensie, inclusiv eu, pentru că nu vine nimica din urmă, plus că pensiile sunt foarte mici. Am fost, când s-a creat în sistemul de medicină de familie, am fost vreo 270 și parcă 2 de medici de familie, iar abia mai suntem 190. Din păcate și viitorul se arată destul de sumbru. Tinerii medici specialiști ocolesc județul, preferând centrele universitare sau ofertele din străinătate. Am întrebat la casă și am întrebat și la colegiu, zic, voi ați primit ceva, vreo solicitare de intrare în județ? Nu, de vorbă. Da, se îngheție toți pe Timișoara, pe Cluj, pe centrele universitare, acolo se calcă în picioare, dar se județe ca Hunedoara, Caraș și Caraș-Severin în acea situație, nu vin oamenii. Sunt ofertele străinilor, inclusiv eu am primit mesaj direct. Francezii au trecut de regulare directă, citit ofertă cu locul de muncă, cu casa, cu mașina, cu asistente plătite de stat. Deci pe tine nu te prea doare capul de nimic, numai să faci consultații și să dai rețete, care să-i treaba altora, case de asigurări din Franța. Și francezii și englezii îi trimit și germanii. În Germania s-a dus absolvenți de medicină care au picat la rezidențiatul și în 2-3 ani au ajuns mari specialiști în urologie, în chirurgie, fără atâtea examene și